După ce în primele două jocuri au reușit să învingă pe CSS Tulcea și CSS 2 București cu scor similar 3-0, voleibalistele de la CS Dacia Mioveni au întâlnit în ultima zi a turneului semifinal de volei juniori 1 echipa gazdă CSS Bacău. Moldovencele veneau și ele după două victorii în primele două jocuri. Așa că această partidă a fost o veritabilă finală a acestui turneu, întrucât doar echipa de pe primul loc urma să acceadă la turneul final. După ce argeșencele și-au adjudecat primele două seturi cu 25-19, respectiv 25-17, în setul 3, jucătoarele din Moldova au avut un moment de revenire, conducând ostilitățile din fața fileului. Susținute frenetic de un grup de suporteri, băcăoancele au câștigat setul 3 cu 25-23. În setul 4, antrenorul Vali Fianu a încercat să corecteze ceea ce nu a mers în episodul precedent în jocul elevelor sale, iar acestea au găsit resurse să treacă peste vacarmul din sală și să se impună cu scorul de 28-26. Așadar, voleibalistele de la CS Dacia s-au calificat la turneul final de volei juniori 1 cu 3 victorii obținute la Bacău.